Bună, dragi mediciniști! Eu sunt Ramona și vă invit astăzi din nou pe site-ul nostru www.meditații-medicina.ro. Astăzi vreau să discutăm despre structura mușchiului, despre proprietățile acestuia și anume contractilitatea și despre sarcomer și ce rol are sarcomerul în toată povestea aceasta. Astăzi am ales să discut despre sistemul muscular, despre partea puțin vizibilă a acestuia, partea moleculară și pentru că discutăm de lucruri mici, am avut și un mic ajutor astăzi. Fetița mea care m-a ajutat să modelez puțin sarcomerul și să încercăm să facem contracția musculară mai drăguță și interesantă. Mulțumesc, Raisa! Sper că și eu o viitoare medicinistă. Bun, să vedem despre ce vorbim astăzi. Pentru a porni discuția, mergem pe site-ul nostru, unde știți că avem lecții, avem grile, avem simulări, avem teste, avem de toate pentru admitere la medicină cu succes. Fie că vorbim de medicină generală, dentară, farmacie sau FMAM, noi suntem o echipă cu toții și ne place să lucrăm împreună. Merg pe lecțiile de anatomie. Știți că site-ul nostru cuprinde toate lecțiile, atât de anatomie cât și de chimie din bibliografia pentru admitere la medicină. Sunt organizate în 18 lecții de anato, 18 de chimie. Fiecare are o porțiune de teme cu multe grile. Grile care la final au răspunsurile explicate. De ce e A, de ce nu e B, în cazul în care rămân dilemuțe neîntrebați. Și partea de teorie, în care lecția încercăm să o explicăm sau să o desenăm, să o discutăm în plus față de manual, dar respectând întru totul bibliografia. Bun, în partea dreaptă întotdeauna am un cuprins care mă ajută să merg ușor prin toate subcapitolele lecției și discutăm, am spus, despre structura mușchiului și despre precontractilitate. În lecție aveți și o porțiune de audio în care puteți să ascultați explicațiile de la toată lecția, căscuțele pe urechi, mergeți cu autobuzul, cu metrou sau pe jos pentru că este o perioadă în care încurajăm plimbarea și ascultați lecția și o tot repetați, astfel încât la un moment dat frazele vor deveni automatisme. Spuneam că merg astăzi la structura mușchiului. Structura mușchiului, cum este el alcătuit, cum se leagă de os și cum este subdivizat. Pentru aceasta vă mai pregătiți și un filmuleț. Ce am aici? Structura unui mușchi. Ca să înțelegem puțin mai bine, ne gândim la embriologie. Cum s-a dezvoltat bebelul în burta mamei? La început, el era doar piele și os. Acesta este osul bebelului, să presupunem. Pe osul acesta, câteva celule musculare se lipesc și încep să prolifereze, încep să crească și să crească și să crească. Vorbim despre origine. Locul de origine al mușchiului este locul de unde se dezvoltă acesta. Și începe să crească și să se multiplice. Osul, știm de la capitolul de sistem osos, că este învelit de periostă la suprafață. Periostul acesta se continuă cu o fascie subțire, ne formează tendonul, prima componentă a mușchiului, după care învelim tot mușchiul la suprafață, îl învelim de o fascie subțire de un țesut conjunctiv fibros de protecție, de rezistență. Sub fascie se găsește o lamă de țesut conjunctiv numit epimysium, care îmi protejează și ea și îmi hrănește, mi ajută la hrănire. Corpul muscular mi-ajută la hrănire, vedeți, avem vase de sânge care aduc nutrienții necesari fibrei musculare striate
și artere cu roșu și vene cu albastru. Deci la suprafață fascia și subfascia, această lamă de țesut conjunctiv epimysium. Epimysium trimite septuri în interior, trimite septuri care ne izolează mai multe fibre musculare striate, transformându-le în fascicule, ca și cum aș avea un fascicul de raze luminoase, mai multe raze formând un fascicul. Și fasciculul nostru este înfășurat la periferie de acest perimysium, care este format din septurile lui epimysium. Deci, până acum avem epimysiumul ca o lamă, perimysium ca niște septuri. După care, el perimysium, pe măsură ce mușchii copilului se dezvoltă, fibrele musculare se multiplică și se fac din ce în ce mai multe, perimysiumul acesta trimite și el teci fine, tecuțe fine, care ne izolează fiecare fibră musculară în parte, fiecare fibră musculară în parte fiind acoperită de endomysium. Endomysium care este o teacă fină, superficială, de suprafață. Și în sfârșit, la final, avem fibra noastră, celula noastră musculară, care este alcătuită din multe miofibrile. Vedeți? Multe miofibrile, organite specifice țesutului muscular striat. Bun. Această fiecare miofibrilă este și ea împărțită, subdivizată în mai multe alte așa zise celule, numite sarcomere. Haideți puțin să vedem ce se întâmplă într-o sinapsă pe aceste celule musculare și cum ajunge curentul electric până la miofibrila noastră și ce se întâmplă în bucățelele ei, în micile sarcomere care alcătuiesc această miofibrilă. Și ca să concluzionăm, avem osul, iar osul la suprafață este acoperit de periost. Periostul se continuă cu tendonul, iar tendonul la rândul lui se continuă și învelește la suprafață corpul muscular, formând fascia musculară, țesut conjunctiv fibros. Sub fascia musculară se găsește o porțiune, o lamă subțire de țesut conjunctiv, care se numește epimysium. Epimysiumul trimite septuri, septuri în interior formând perimysium, iar perimysium trimite la rândul lui teci fine de țesut conjunctiv, izolând fiecare fibră musculară în parte și formează endomysium. Iar aceasta este fibra noastră musculară. Suntem la nivelul juncțiunii neuromusculare, adică sinapsei chimice dintre un neuron și mușchi. Am discutat că un fascicul este învelit la periferie de perimysium, trimite în interior teci fine de endomysium care ne izolează fiecare celulă musculară. Aceasta este celula musculară cilindrică ca și formă, o vedeți ușor, iar fiecare fibră musculară la rândul ei alcătuită din multe miofibrile, organizele specifice ale mușchiului striat. Bun, deci pe o celulă ajunge un axon. Se numește juncțiune neuromusculară sau placă motorie, în care sinapsă avem segmentul presinaptic, segmentul postsinaptic reprezentat de ea celulă și un spațiu între cele două, un spațiu foarte micuț, fantă sinaptică, fantă unde vor ajunge mediatori chimici și unde se vor lega de receptorii de pe segmentul postsinaptic. În concluzie, sinapsa chimică este o legătură funcțională discontinuă. Asta pentru că niciodată pre cu post nu se unesc perfect, există acest mic spațiu fantă sinaptică. Ce se întâmplă când vine impulsul nervos de-a lungul neuronului până la butonul terminal al axonului? Vesiculele de mediator chimic încep să se agite, fac exocitoză, iar
Acetilcolina, mediatorul chimic, ajunge în fanta sinaptică și stimulează și se leagă de receptorii noștri, receptori de acetilcolină, care la rândul lor sunt activați, iar aici jos reușesc să deschidă un canal de sodiu, care sodiu intră în celulă și creează un curent electric, o undă de depolarizare, potențial de acțiune, care se propagă de-a lungul membranei celulare până la depolarizarea completă. Curentul electric face ca în interiorul celulei să se agite și alte molecule. Pentru fibra musculară striată sunt foarte importanți, de fapt, ionii de calciu. Creăm astfel o agitație intracelulară de ioni foarte importanți pentru celula noastră musculară, sunt ionii de calciu. Și ce frumos se vede sistemul canalicular în această imagine, reticul endoplasmic, depolarizarea de-a lungul membranei și agitația ionică din interiorul celulei. Respingerea ionilor de pe acest tubul spre interiorul celulei. Suntem în interiorul celulei. Avem miofilamentul de actină, mai subțirel, miofilamentul gros de miozină. În mod normal, actina și cu miozina sunt izolate printr-o mică proteină. Ele nu se apropie complet, nu se lipesc complet. În schimb, ceea ce am văzut noi, curentul electric, ionii de calciu agitați, fac această proteină izolantă să gliseze, să se miște de pe locul de legare al actinei cu miozină, iar miozina are un mic cap care face să alunece actina, să gliseze pe lângă miozină. Este ca un dans între cele două. Miozina este un bărbat puternic, actina este o domnișoară frumoasă și subțirică, iar miozina o învârte pe domnișoară, o mișcă în altă direcție, astfel încât ea dansează în jurul miozinei. După ce agitația ionilor de calciu a luat sfârșit, aceștia se liniște, miozina este și ea culcată la loc și relaxată, iar glisarea are loc înapoi. Actina va reveni în poziție normală. Haideți să vedem ce se întâmplă cu el, sarcomerul, unitatea morfofuncțională a miofibrilei, a miofibrilelor multe care împreună formau o celulă musculară striată. El, sarcomerul, are pe centru multe miofilamente, a nu se încurca cu miofibrila aia lungă. Acum avem miofilamente groase de miozină. Le-am văzut puțin mai înainte. Miofilamentele groase de miozină stau paralele între ele și pentru a-și putea păstra această poziție, au pe centru, sunt împletite pe centru de o membrană, membrana H. Printre miozină alunecă subțirelele actine, actinele care și ele stau paralele și sunt împletite de o altă membrană, membrana Z. Deci el, sarcomerul, pe centru miozine groase, ținute de membrană H, la periferie jumătăți de actine subțiri, ținute de membrana Z. Am zis că mai multe sarcomere împreună formează o miofibrilă.
Deci miofilamentele de actină și miozină intră în alcătuirea mare a miofibrilei. Miofibrila noastră este unitate repetitivă de sarcomere, dar mereu e aceeași chestie. Pe centru membrana H care împletește filamentele groase de miozină. La periferie membrane Z care împletesc miofilamentele subțiri de actină. Deci un sarcomer conține porțiuni întregi de miozină, dar jumătăți de actină, că cealaltă jumătate intră în următorul sarcomer. Și mereu așa. Deci una întreagă și două jumătăți. Ce se întâmplă acum dacă privesc dimensiunile structurilor din această miofibrilă? Miofibrilă pe care o vreau văzută atât în contracție cât și în relaxare, să vedem ce se întâmplă cu ea. Să ne luăm o cafea și să avem răbdare. Deci, miofibrila în relaxare. Actinele alunecă puțin pe lângă miozine. Miofibrila în contracție. Actinele alunecă mult între miozine. Fiecare actină între miozine și de o parte, dar și de cealaltă parte. Și atunci toată miofibrila se scurtează și implicit tot mușchiul făcut din miofibrile, celule musculare, după care fascicule și el mușchi. Între vârfurile miozinelor, adică acolo unde văd doar actine, se numește disc luminos. Pentru că dacă pun microscopie electronică, lumina trece foarte ușor printre aceste actine subțirele și atunci vede ca un disc luminos. Disc luminos I de la iubește lumina. Discul luminos în relaxare față de discul luminos în contracție. În contracție mai mică. Deci spunem că discul luminos I se micșorează în timpul contracției. Haideți să vedem ce se întâmplă cu discul întunecat. Și continuăm cu cafeaua. Iarăși miofibrila noastră relaxată, miofibrila noastră contractată. Discul întunecat reprezintă acea porțiune în care văd miozinele. După cum vedeți și capetele actinilor de fapt acolo. Și atunci, în contracție, miozine și mult mai multe din actine văd acolo. Deci, se întunecă și mai mult. Totuși, lungimea discului în sine rămâne aceeași, atât în relaxare cât și în contracție. Pentru că este definită doar porțiunea cu miozine. Deci, cât e miozine, atâta și în relaxare și în contracție. Spunem că discul întunecat A rămâne la fel. A de la anizotrop. An este o negație. Nu iubește lumina. Deci disc întunecat A. Ce se întâmplă? Totuși ați văzut că acolo în discul întunecat se întâmpla ceva diferit. Între vârfurile actinelor am doar miozine. Și în această porțiune e puțin mai luminos. Lumina încă reușește să treacă. Se numește bandă luminoasă, bandă luminoasă H de la membrana H care o traversează. Și am o lățime de bandă luminoasă în relaxare și o lățime de bandă nu foarte mare în contracție. Deci spunem că banda luminoasă H se micșorează. Observați tot ceea ce este de fapt luminos se micșorează în contracție pentru că se înghesuie lucrurile acolo, actinele, alunecă printre miozine. Dar ceea ce era deja întunecat, rămâne tot întunecat. Deci nu se mai întunecă acel lucru. Bun. Continuăm puțin cu dimensiunile. Ce se întâmplă cu ele, miofilamentele de miozină? Miozina are o lungime relaxare. Dar rămâne la fel. Ea, miozina, stă acolo și primește printre paralelismul ei pe actine. Deci miozina rămâne la fel. Spunem că nu își modifică lungimea. Dar actina este preferata mea. Actina este subțirică, jucăușă, alunecă, se joacă, este miofilamentul cel mai drăguț din toate. Bun, actina avea o lungime relaxare. În contracție, it's the same, nu se modifică. A, alunecă,
se mișcă dintr-o parte în cealaltă, dar dimensiunea ei este aceeași. Deci spunem și despre actină că rămâne la fel. Deci cei doi dansatori din cuplu, miozina și actina, rămân aceiași. Doar spațiul dintre dansatori variază. În contracție se micșorează, în relaxare, evident, se mărește. Deci, ce avem noi aici? Avem un sarcomer care are pe centru miofilamentele groase de miozină, ținute de o membrană, membrana H, iar la periferie miofilamentele subțiri de actină, ținute și ele de o membrană, membranele Z. Deci el, sarcomerul, este delimitat între două membrane Z, și cuprinde pe mijloc o membrană H. Deci, avem între capetele actinelor o bandă puțin luminoasă, vedeți, se trepede prin ea, este banda luminoasă H de la membrana H care traversează. Pe când, în rest, nu se vede. Observați, este un disc întunecat, se vede doar centrul acela luminos, dar la periferie nu se vede nimic. De aceea se consideră bandă întunecată A, anizotrop, nu iubește lumina. În partea cealaltă se vede, unde e numai actină, se vede printre firele de actină. Și atunci spunem că este un disc luminos, trece lumina prin el. Bun. Deci avem discuri luminoase la periferia sarcomerului, două jumătăți, pentru că Z-urile noastre întretaie prin mijlocul actinei. Și atunci am două jumătăți de discuri luminoase I, izotrope, am un disc complet întunecat A, anizotrop, iar pe centru discului întunecat am și o bânduță luminoasă prin care iar se vede banda H de la membrana H care o traversează. Da? Deci acesta este micul nostru sarcomer.